Bună ziua! Bine ați venit la un nou video. Vreau să încerc un nou format pentru aceste videouri. Și anume, aș vrea să fie un format în care videourile au 3 părți, aproximativ 10 minute. Și ce vreau să vorbesc în aceste videouri este să acoper mai multe teme, să fie ca un fel de emisiune. Și în prima parte a videourilor vreau să vorbesc un pic despre un articol de știri care mi se pare relevant, important pentru vremea la care este publicat acest video. Apoi, partea a doua, vreau să vorbesc despre un articol științific care mi-a atras atenția dintr-o revistă medicală cunoscută. Și partea a treia, vreau să discut despre ori o întrebare frecventă care mi este adresată de câte pacienți sau o boală care este importantă. Deci să începem. Suntem pe 8 aprilie 2020. Subiectul zilei, subiectul care mi-a atras atenția, probabil știți deja despre el. Premierul britanic Boris Johnson este în terapie intensivă cu COVID-19. Nu vi se pare că este ceva foarte, foarte grav? Adică dacă șeful unui stat care este totuși înconjurat de cea mai bună securitate din lume, tot poate să fie afectat de acest virus, înseamnă că cu toții trebuie să fim foarte, foarte vigilenți, foarte atenți. Acest virus nu discriminează legat de clasa socială, educație, unde suntem, cine suntem. Toți putem să facem boala. Și asta este mesajul din acest subiect de știri pe care îl văd eu. Că cu toții trebuie să fim un pic mai atenți cu ce facem, pentru că oricine poate să facă boala. Și aș vrea să vă îndemn să stați acasă, pentru că distanțarea socială este cea mai importantă armă pe care o avem în fața bolilor infecțioase. Toate măsurile de protecție, combinezoane, măști, ochelari, toate aceste lucruri, să știți că nu ajută la fel de mult precum să stăm efectiv departe de oamenii bolnavi. Și asta este. E simplu, dar în același timp foarte complicat, pentru că ne plictisim și avem tendința să ieșim, să mai vedem ce mai face un prieten, mai dăm noroc, mai punem mâna pe ceva, mai luăm un mouse în mână, ne jucăm cu el, deși poate este murdar și uite așa se transmit bolile. Deci trebuie să stăm acasă. În partea a doua acestui video vreau să discut un pic despre un articol științific din British Medical Journal. Este o revistă foarte bine cotată din Marea Britanie și aici articolul se referă la o critică referitoare la ce s-a întâmplat cu aprobarea hidroxiclorochinei în tratamentul COVID-19. Da, este subiectul zilei COVID-19, promit că o să încerc să mă depărtez cât mai mult de acest subiect, însă este totuși ceva care este important de menționat. Deci ce spune acest articol științific este că aprobarea hidroxiclorochinei în Statele Unite pentru tratamentul COVID-19 a fost un pic mai mult motivată politic decât de datele științifice, pentru că nu le avem. Deci studiul care a stat la baza acestei aprobări este pe un număr foarte mic de pacienți. Au fost 26 de pacienți, este un studiu francez, dar au fost 26 de pacienți care au primit hidroxiclorochină într-o doză destul de mare, mai mare decât normal se dă clinic, și 16 pacienți care nu au primit hidroxiclorochină și au fost comparate ratele de depistare a coronavirusului la 6 zile de la includerea în studiu. Și practic, autorii au tras concluzia că hidroxiclorochina ajută la eliminarea mai rapidă a virusului din organism. Dar faptul că studiul a fost făcut pe atât de puțini pacienți și mai sunt niște lucruri acolo. O parte din pacienții care au primit hidroxiclorochină au avut niște probleme, că au fost în terapie intensivă, mai vreo 3 dintre ei. Adică au fost niște lucruri despre care nu s-a vorbit. Deci este posibil ca acele date să nu fi fost analizate foarte corect, să fi fost o mare coincidență și practic acest tratament s-ar putea să nu fie eficace. Dar totuși el este aprobat în Statele Unite. Donald Trump a spus că este ceva foarte promițător și evident acum nu se mai găsește hidroxiclorochină, care este un medicament foarte important pentru tratamentul bolilor reumatismale. Da, acolo funcționează. Pentru COVID-19 s-ar putea să nu funcționeze. Și faptul că politicienii spun ceva și lumea urmează nu este întotdeauna cel mai bun lucru. Deci trebuie să încercăm să întotdeauna să ne referim la știință. Și vă recomand să citiți acest articol. Este într-adevăr într-un limbaj medical, dar am pus link-ul mai jos. Dacă vă interesează, putem să discutăm mai departe, lăsați un comentariu și vorbim mai încolo. Dar sunt niște pericole, asta vreau să subliniez de fapt. Hidroxiclorochina nu este o bomboană, poate să aibă riscuri. Rare, dar există. Tulburări de ritm cardiac, tulburări de vedere. Despre aceste lucruri nu vorbește nimeni. Totdeauna lumea se gândește la indicațiile unui medicament. Pentru ce luăm o aspirină? Ca să ne treacă capul. Dar noi ne gândim că s-ar putea să ne afecteze stomacul. Nimeni nu spune lucrurile acestea. Eu astăzi vreau să atrag atenția prin aceste videouri
să fim un pic mai vigilenți la datele care ni se oferă și să fim un pic sceptici, pentru că nu întotdeauna lucrurile sunt ceea ce par. Apoi, în partea a treia acestui video, vreau să discutăm un pic despre când ne facem griji că o tuse durează prea mult, pentru că este o întrebare foarte frecventă. Și mai am un videoclip care a fost filmat ceva mai de mult cu 3 cauze frecvente de tuse, dar aș vrea să discut un pic mai mult despre acest subiect, pentru că se pare că este un video popular. Adică lumea chiar caută aceste lucruri și este normal, pentru că toți ne gândim, băi, tușim, ce se întâmplă, care e problema. Deci eu, din punctul meu de vedere al unui pneumolog, eu îmi fac griji când o tuse durează mai mult de 6-8 săptămâni și nu dă semne că se îmbunătățește. Deci dacă am făcut o răceală care trece și încă avem o tuse care durează până la 2 luni, nu îmi fac griji. Este ceea ce se cheamă o tuse reziduală. În special dacă acea tuse devine din ce în ce mai rară. Dacă persistă peste 6-8 săptămâni, încep să mă gândesc la alte lucruri. Dar cel mai important lucru este să nu ne apucăm deodată să facem tratamente pentru tuse. Tusea este un simptom. Tusea are o cauză. Nu tușim degeaba. În marea majoritate a cazurilor se poate identifica o cauză. Sunt foarte rare cazurile în care tusea nu are cauză și trebuie să luăm un tratament pe termen lung să o controlăm. Este foarte rar. Deci, în general, trebuie musai să căutăm o cauză înainte să ne apucăm să luăm antibiotice, să luăm alte tratamente, pentru că putem să ne facem mai rău și nu scăpăm de problemă. Ce anume provoacă tusea? 4 cauze pe care aș vrea să le menționez în acest video de cauze frecvente de tuse. Prima ar fi rinita cronică, rinita cronică alergică, când avem alergii, de exemplu, ne curge nasul tot timpul. Acele secreții pot curge în spatele gâtului, se cheamă rinoree posterioară, și asta ne dă o tuse, de care nu scăpăm. Atât timp cât ne curge nasul, o să și tușim. Acele secreții se acumulează în gât dimineața, le tușim, le expectorăm și ne gândim că vine de la plămâni, dar de fapt este de mai sus. Altă cauză foarte frecventă este refluxul gastroesofagian. Asta înseamnă acidul din stomac urcă și ajunge și irită laringele, ne face să tușim. Și uneori putem să avem roșu în gât, putem să avem tot felul de manifestări precum sinuzită de la refluxul acid din stomac. Și se tratează de obicei cu un tratament de probă cu medicamente antiacide. Dar trebuie să vorbiți cu medicul dumneavoastră dacă aceasta ar fi posibilitatea. Dar dacă după mese mai picante, să spunem, aveți aciditate pe care o simțiți că urcă de la stomac, e posibil să fie o cauză de tuse. Foarte frecvent. O a treia cauză foarte frecventă de tuse, la care nu se gândește mai nimeni, este un tratament cu un anumit tip de medicamente pentru tensiune, care se cheamă inhibitor de enzimă de conversie a angiotensinei. Wow, multe cuvinte! Toate aceste medicamente se termină în pril. Am mai spus și în celălalt video. Deci, medicamente de tipul enalapril, perindopril, chinapril, ramipril, acestea, în până la 10% din cazuri, pot să producă o tuse care nu trece, o tuse cronică. Și de obicei, după ce se întrerupe acest medicament, se poate înlocui cu alte medicamente pentru tensiune, dar vă rog să nu opriți aceste lucruri fără să discutați cu medicul. Da? Deci trebuie mereu, dacă tensiunea trebuie ținută sub control, nu le oprim direct. Există posibilitatea să fie înlocuite cu alte pastile, și tusea trece. De regulă nu trece imediat, dar într-un număr de luni, de obicei se îmbunătățește. O a patra cauză destul de frecventă de tuse este astmul bronșic. Nu întotdeauna se manifestă cu dificultăți de respirație. Uneori astmul bronșic poate să se manifeste doar cu tuse. Și pentru a pune diagnosticul, bineînțeles, trebuie să facem o spirometrie, trebuie să vedem care este variabilitatea simptomelor, dacă ele diferă de la o zi la alta. Și tot așa. Sunt mai multe lucruri care trebuie făcute. Deci trebuie făcut un bilanț pentru a identifica una din aceste 4 cauze care sunt foarte frecvente sau dacă este vorba despre o cauză ceva mai sinistră, ceva mai dificil, ceva, o boală mai gravă la care trebuie să ne gândim. Sfatul meu este niciodată să nu ne apucăm niciodată să tratăm din prima tusea până nu avem măcar un bilanț minim de explorări ca să excludem cauze mai grave. Și eventual cauze comune care se pot trata poate ușor și scăpăm de tuse și nu ne chinuim cu lunile. Deci eu vă recomand ca întotdeauna să mergeți la medicul dumneavoastră. Începeți cu medicul de familie, discutați, pentru că dacă vă vede un medic față în față, vă face o consultație, chiar și minimă, este mai bine decât să căutați răspunsuri pe internet. Aceste videouri au alt rol, să vă informeze la modul general. Dar pentru situații particulare, eu nu pot să vă ajut. Pentru că sunt lucruri care țin de istoricul dumneavoastră medical,
de medicamentele pe care le luați. Aș vrea să-mi spuneți cum vi se pare acest format, dacă vi se pare mai ușor de digerat decât celelalte videouri, dacă e ceva la care v-ați uita. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem în următorul video. Numai bine!